Guvernul a remis Parlamentului proiectele cu privire la indexarea pensiilor de două ori pe an pentru toți beneficiarii și cu privire la stabilirea în lege a acordării suportului material de 700 de lei persoanelor cu venituri mici. Deciziile au fost luate săptămâna precedentă la propunerea președintelui țării, Igor Dodon. Premierul Ion Chicu a declarat în această dimineață, după ședința de la președinție, că aceste proiecte votate săptămâna trecută de guvern au fost agreate cu FMI. Șeful cabinetului de ministri și-a exprimat speranța că Parlamentul va vota săptămâna aceasta legile. Alte proiecte votate în guvern, iarăși care țin de indexarea pensiilor, de stabilirea în lege acelui suport material pentru pensionari care se oferă acum ocazional, deci aceasta va fi în lege, sperăm că Parlamentul săptămâna aceasta și următoare va vota aceste legi. Reamintim, guvernul a avizat proiectul de lege care prevede indexarea pensiilor de două ori pe an, indiferent de mărimea lor, la 1 aprilie și 1 octombrie. La 1 aprilie, procentul de indexare a pensiilor va fi calculat în medie inflației din ultimii 3 ani, iar la 1 octombrie, acest procent va depinde de prețurile din ultimile 6 luni. De asemenea, guvernul a avizat un proiect de lege care prevede stabilirea prin lege a acordării unui ajutor unic de 700 de lei persoanelor cu venituri mici.